Salutare, dragi prieteni! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Astăzi vom deschide o ceașcă specială. Pentru că astăzi pentru mine este o zi specială. Să știți că astăzi este ziua mea de naștere. Și pentru voi am hotărât să deschid o ceașcă specială. Să știți că sunteți norocoși. Eu de prima oară de ziua mea deschid cește, dragi prieteni, să știți. Eu până acum încă de ziua mea niciodată n-am deschis ceașcă, dar astăzi am hotărât să vă deschid o ceașcă pentru voi specială. Așa, dragii mei, mulți mă întrebați pentru descântec. Să știți că eu sub acest video am să mai scriu o dată acel descântec ca să-l puteți găsi toți și ca să puteți să vă descântați toată vremea, ca să vă apere Domnul de toate, de toți ochii deasupra voastră. Așa, haideți să deschidem ceașca, să vedem ce ne va spune ceașca noastră specială. Și dacă încă nu sunteți abonați, dragi prieteni, abonați-vă și nu o să vă pară rău, scumpii mei. Haideți să deschidem și să vedem ce ne va zice ceașca. Așa, uitați-vă cum au curs greutățile, dragi prieteni. Uitați-vă. Curge, curge și iar curge, să fie totul bine, să dea Dumnezeu să fie totul bine, într-adevăr, deja vă ușurați, uitați-vă ce ceașcă aveți, uitați-vă, dragi prieteni, uitați-vă, așa ca să vedeți și voi, într-adevăr, ce este în ceașcă asta, așa, dragi prieteni. Uitați-vă, aici în fundul ceștei, a mai ieșit și înainte broască testoasă, dragi prieteni. Să știți că în sufletele voastre, acea casă pe care o doriți, uitați-vă, în fundul ceștei este o broască testoasă. Într-adevăr, scumpii mei, cumpărați acea casă pe care o doriți. De multe ori v-am spus, dar o să vedeți că, într-adevăr, cumpărați acea casă care vă doriți întotdeauna. Și deja o să vă aranjați la cuibul vostru și o să vă fie și mai bine, să zic așa, dragi prieteni. Dragi prieteni, aici văd o vulpe. Să știți că în jurul dumneavoastră este așa o femeie care toată vremea îmblă ca o vulpe, așa să zic. Așa multe minciuni, multe bârfe, această femeie toată vremea, cum să zic, se plimbă din urma voastră ca o vulpe. Să știți că voi, cum să zic, povestiți la această femeie durerile voastre sau îi spuneți ceva și această femeie pleacă la altcineva și îi spune tot ce i-ați povestit voi, această femeie pleacă la și spune la altcineva. Dragi prieteni, fiți mai atenți. Nu spuneți toate secretele din casa voastră, din sufletele voastre, că este o femeie aici ca o vulpe, într-adevăr, poartă vorba dintr-o parte în altă. Dragi prieteni, fiți mai atenți, așa să zic. Așa să vedem. Dragi prieteni, aici văd o femeie. Această femeie, într-adevăr, deasupra ei are foarte multe greutăți. Poartă în spatele ei așa ca o piatră, stă așezată, dar aici văd și un bărbat de parcă sapă, toată vremea muncește, uitați-vă, ca să nu ziceți, uitați-vă, acest bărbat, uitați-vă, acest bărbat de parcă sapă și aici este o femeie așezată și în spatele ei ca o piatră, așa într-adevăr, sunt doi oameni care muncesc foarte mult și nu pot să-și ia acel rod de la muncă, dragi prieteni. Uitați-vă ce bine a ieșit. Un bărbat așa săpând și o femeie așezată lângă el și acea piatră în spatele lor. Într-adevăr, muncesc foarte mult, dar, cum să zic, niște cum nu pot să-și ia roadele, nu pot să ia acea, cum să zic, cer scuze, cum să zic, câteodată limba română îmi vine să vorbesc greu. Să știți că acești oameni, după o perioadă grea, să știți că acești oameni, până la urmă, cineva o să se găsească și o să le ridice acea piatră din spatele lor și o să fie și mai bine, dragi prieteni, așa să zic. A rămas foarte puțin timp ca să se ridice acel
acea piatră deasupra voastră. Dragi prieteni, aici văd foarte multe lacrimi. Uitați-vă cum s-au îngrămădit lacrimile în sufletele voastre. Uitați-vă. De parcă așa ca o sită, cum să vă arăt, lacrimile voastre în sufletele voastre, așa mult ați plâns și poate că veți plânge, nu știu de ce, dar deja lacrimile vi s-au uscat sufletul deja de atâtea lacrimi, dragi prieteni. Nu știu ce aveți în viața voastră, nu știu ce, dar vreau să vă spun, da, fiecare avem greutăți, dar nu plângeți așa de mult, dragi prieteni, pentru că tot voi o să suferiți, dragii mei. Să știți că aveți drumuri, două drumuri deschise, luminoase, să știți că dacă doriți să plecați la un drum, acel drum ieșiți și vă rezolvați toate lucrurile pe care le doriți, dragi prieteni. Așa, să vedem. Dragi prieteni, aici mai văd așa, ca un păianjen. Așa este o femeie, poate fi și bărbat. Această femeie se lipește de voi așa ca un păianjen. Așa vă împărțișează cu șapte mâini, așa să zic. Această femeie, într-adevăr, este o femeie rea, dragi prieteni. Această femeie intră și în casa voastră și în ograda voastră, chiar voi. Dar fiți atenți că această femeie caută toată posibilitatea de a vă face rău în curtea voastră și în familiile voastre, pentru că această femeie s-a deschis așa ca, știți, ca o caracatiță cu opt picioare, mâini să vă poată să vă ia așa, să vă cuprindă și să vă poată ca să facă răul dumneavoastră. Fiți mai atenți, această femeie chiar intră în casa voastră, dragi prieteni. Fiți mai atenți la această femeie, pentru că dacă nu o să fiți atenți, această femeie până la urmă o să vă doboare și o să reușească să vă facă acel rău care toată vremea și l-a pus în cap, dragi prieteni. Să dea Domnul să nu fie așa, într-adevăr, dar să știți că ceașca nu spune minciuni, dragi prieteni, toată vremea arată ce este în ceașcă. Așa să zic, dragi prieteni, aici văd așa pești mici. Pește înseamnă bani. Ia, cum să zic, o să treacă în mâinile voastre bani, dar să știți așa, puțin cu puțin. O să primiți sau poate să fie și, cum să zic, salariul dumneavoastră, poate să primiți și de la altcineva bani, poate să fie și, cum să zic, mai pe scurt, primiți așa bani puțin de câteva ori, o să primiți prima parte, pe urma a doua parte, pe urma a treia parte, așa. Nu mulți, dar puțin bani o să vă treacă în mâinile voastre și tot voi cu mâna voastră o să dați acești bani în altă parte, dragi prieteni. Cred că a fost pe înțeles. Cum am zis, îmi cer scuze câteodată, limba română o vorbesc foarte greu, pentru că eu limba română o vorbesc doar aici, scumpii mei. Așa să știți că într-adevăr, din sufletele voastre s-au ridicat toate greutățile, dar a rămas foarte puțin timp de a ieși la iveală, dragii mei. Într-adevăr, așteptați și o să vedeți, într-adevăr, cât este de bine. Aici mai tot așa o pereche s-au așezat și acest bărbat, dacă nu mă greșesc, are probleme cu spatele. Pentru că această femeie toată vremea îi face la spate masaj. Eu mai știu, poate are și probleme cu coloana vertebrală sau poate fi și un om la pat care șade sau poate să fie și un bărbat care într-adevăr are o boală și această femeie toată vremea, ca să fie bine, toată vremea îi face masaj la spate, dragi prieteni. Așa, să știți că aici văd o cruce, dragi prieteni. Știți, după cruce cum sunt la români, să știți că cineva, ori să auziți o veste, că cineva din prejurul vostru a decedat, poate să fie și cineva din familia, să dea Domnul să nu fie așa, dragi prieteni, dar să știți că o să auziți o veste de la cineva care a decedat. Poate să fie și din departare, poate să fie și din apropiații voștri, dar aici văd o cruce, dragi prieteni, chiar și un mormânt, așa să zic, să dea Domnul să nu fie așa, dar în scurt timp o să luați o veste de la cineva care a decedat, dragi prieteni. Aici văd
Scumpii mei, aici văd o femeie. Toată vremea aleargă. Toată. Această femeie chiar are și doi copii. Și dacă nu mă greșesc, un copil începe cu litera U, dragi prieteni, cu litera U. Această femeie pentru acești doi copii toată vremea aleargă, toată vremea așa se, cum să zic, se stăruie pentru acești copii ca să crească. Dacă nu mă greșesc, această femeie este văduvă, dragi prieteni. Și această femeie toată vremea aleargă pentru copiii ei și vreau să vă arăt că această femeie începe cu litera T. Cum să vă arăt ca să vedeți și voi? Uitați-vă. Aici este un T mic, dragi prieteni. Nu prea se vede, dar cum să vă arăt ca să vedeți? Ha! Uitați-vă aici litera un T mic. În spatele acestei femei, să știți că această femeie începe cu litera T. Poate fiți, să fiți și voi, poate să fie și în prejurul dumneavoastră această femeie, dar să știți că această femeie într-adevăr foarte mult se stăruie pentru copiii ei, toată vremea aleargă, toată vremea, într-adevăr este o femeie foarte bună și toată vremea muncește pentru copiii ei, dragii mei. Această femeie începe cu litera T, cum am zis, poate să fiți și voi, poate să fie și altcineva pentru doi copii, dar să știți că în următorul timp vă vine două vești. Și acele vești, într-adevăr, o să vă bucure, o să vă relaxeze acele vești. Pentru voi, acele vești sunt foarte bune, dragi prieteni. Să vedem ce ne va spune. Gândiți-vă la dorință. Uitați-vă cum curge iarăși tot. Să vedem dorința ce ne va spune. Oh! Una, două, trei, patru, cinci dorinți v-ați spus, dragi prieteni. Uitați-vă. 1, 2, 3, 4, 5 dorințe v-ați spus. Așa. Dorința dumneavoastră se împlinește, dragi prieteni. 5 dorințe v-ați spus, dar doar una se împlinește, scumpii mei. Așa se zice. Dragi prieteni, uitați-vă. Și aici au ieșit lacrimile dumneavoastră, dragi prieteni. Într-adevăr, plângeți foarte mult. Într-adevăr, vă doare foarte mult sufletul. Într-adevăr, sunteți niște oameni îndurerați. Dar să știți, uitați-vă, aici este un vultur. Să știți că spre voi, într-adevăr, vă vine un noroc. Poate fi și o veste așa care să vă usuce lacrimile, dragi prieteni. Să dea Domnul că după ce auziți acea veste, într-adevăr, în viața voastră, încetul cu încet, începe să... toate lucrurile să se așeze, cum ai așeza pietrele la locul lor, așa în viața voastră zilele o să așeze fiecare, așa pe rând va fi foarte bine, dragi prieteni, uitați-vă. Pentru că aici, uitați-vă, e ca un delfin. Uitați-vă ce delfin frumos, uitați-vă. Gura, ochiul, aripa, doar n-are coadă. Să știți, uitați-vă ce... delfin frumos, într-adevăr, dragii mei, într-adevăr, așteptați și vedeți, într-adevăr, în casa voastră, intră acea lumină pe care v-ați dorit-o, scumpii mei. Uitați-vă, cum am zis, aripa, gura și ochiul și uitați-vă, un delfin așa alb. Într-adevăr, vine acel noroc în casa dumneavoastră și pentru voi aveți zile frumoase și luminoase, dragii mei, să nu credeți că toată vremea o să treceți prin greutăți, o să vie și pentru voi acel soare pe strada dumneavoastră. Așa, dragi prieteni, asta a fost ceașca noastră. Într-adevăr, eu vă stimez și vă îmbrățișez pe toți, scumpii mei. Să vă aibă Domnul în pază. Să știți că eu vă doresc doar binele. Și, cum am zis, dacă încă nu sunteți abonați, dragi prieteni, abonați-vă. Voi sunteți alături de mine și eu toată vremea o să fiu alături de voi. Eu vă pup și vă zic la revedere, dragii mei. Bye, bye!